Nava Nicolae Meșcov se află în portul Constanța de aproximativ o săptămână. Perioada de ajutare s-ar putea prelungi, întrucât navigatorii refuză să efectueze orice fel de operațiune. Ei sunt nemulțumiți de faptul că nu și-au mai primit salariile de aproximativ jumătate de an și au formulat o plângere către Inspectoratul din România al Federației Internaționale a Transportatorilor. E vorba de nava Nicolae Meșcov, o navă care se află în portul Constanța cu 14 navigator la bord, 12 ucraineni și 2 ruși. Echipajul, parte din el, cei care sunt mai vechi, sunt neplătiți de 5 luni de zile. Păi îi ajutăm să se plătească salariile, adică îi supraveghem ca să nu încalce legea în România și în cazul în care armatorul nostru plătească, intrăm în instanță cu salariile lor și ne adresăm instanței ca să recuperăm banii. Restanțele financiare se ridică la aproximativ 40.000 de dolari. În cazul în care armatorul turc refuză în continuare să achite restanțele bănești, justiția ar putea decide chiar vânzarea navei. Până la rezolvarea litigiului, nava va rămâne în portul Constanța.